Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit în emisiunea Prin Plan. Sunt Isabela Neagu și în această seară am bucuria de a avea alături de mine pe domnul primar Marian Măchițescu, primarul orașului Urlați, pe doamna Rodica Chezan, directorul GAL, și o să ne spuneți dumneavoastră după aceea ce înseamnă GAL, și pe domnul Stan Lazar, viceprimarul orașului Urlați. Bună seara și bine ați venit alături de noi. Bună seara, bine v-am găsit. După cum am spus la început, o să vă rog să ne spuneți mai multe despre ce înseamnă GAL, Grupul de Acțiune Locală. Da. Grupul de Acțiune Locală reprezintă un parteneriat public-privat. În cazul nostru, Grup de Acțiune Locală Valea Cricovului, ne desfășurăm activitatea în partea de sud-est a județului Prahovei. Avem în componența acestui parteneriat 12 localități din județul Prahova, și anume Bucov, Valea Călugărească, Albeș Paleologu, Oraș Urlați, Ceptura, Iordăcheanu, Gornet Cricov, Drăgănești, Sălciile, Cioraniu și o localitate din județul vecin Ialomița, și anume comuna Jilavele. Ne-am constituit și funcționăm pe axa lider din Planul Național de Dezvoltare Rurală. Dacă vreți să vă prezentăm când ne-am înființat... Ar fi bine să aflăm mai multe despre acest proiect. Aveți în fața dumneavoastră doi promotori ai acestui proiect. Și ne bucurăm să vă vedem lângă noi. În primăvara anului 2012 s-a lucrat intensiv, cred că aproximativ 3 luni de zile, la acest proiect. Am depus o strategie de dezvoltare locală la Ministerul Agriculturii. La sfârșitul lunii august s-a publicat raportul de selecție. Spre marea noastră bucurie, practic am obținut 95 de puncte, da. Ne-am calificat printre primii 10 pe țară. Am fost undeva la locul 5, 6, 7 cu același punctaj, dar în ordine alfabetică. Într-adevăr, a fost o surpriză foarte plăcută pentru noi la momentul respectiv. Da, și multă muncă. Și multă muncă. Ați cules roadele într-un final. Da, un teren necunoscut. Da. N-am avut firmă de consultanță, dar am reușit. Acest proiect, în martie 2013, a semnat contractul de finanțare cu centrul regional, am obținut autorizația de funcționare de la Ministerul Agriculturii și acest proiect s-a terminat la sfârșitul anului 2015. Motiv pentru care în aprilie 2016 am întocmit o altă strategie de dezvoltare locală, am depus-o la minister, am fost din nou declarați eligibili cu finanțare. Chiar am primit și o bonusare pentru calitatea strategiei. Săptămâna trecută am reușit să dobândim personalitatea juridică. Săptămâna viitoare vom ridica autorizația de funcționare de la minister. Practic, totul merge ca pe roate. Și vom porni la drum pe noul Plan Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Da, eu aș vrea ca Rodica să amintesc că în mare proiectele care le-am derulat prin GAL-ul, care l-am încheiat la finele anului trecut, pentru că chiar am avut un succes la nivel regional din partea de sud-est a județului, pentru că efectiv toate localitățile au beneficiat, atât primăriile cât și partenerii noștri privați din GAL-ul respectiv. Și poate să vă spună că am avut atât din partea firmelor care aveau în special un domeniu agricol, în special înființarea de ferme. Valoarea proiectului a fost de 2.840.000 de euro, bani care în strategia de dezvoltare locală au fost distribuiți pe diferite măsuri. Atât măsuri agricole, măsuri non-agricole și măsuri pentru partenerii publici, măsuri
publice, pentru primării. Spuneam la început că, de fapt, suntem un parteneriat public-privat și atunci, în strategia noastră, am prevăzut măsuri pentru toate categoriile. Ca realizări, pe măsura 112, instalare tânăr fermier, am realizat 18 proiecte, am reușit să instalăm 18 tineri, am făcut fericiți 18 tineri, să rămână în mediul rural, da, ca administratori fermă. Această măsură a fost 100% nerambursabilă, deci ajutorul public a venit în proporție de 100%, valoare maximă pe proiect 40.000 de euro. Și aici am avut din toate sectoarele tineri fermieri, apicultură, creșterea animalelor, cultură mare, chiar am avut, da, și o fermă de prepelițe am avut pe Urlați. Partea frumoasă pe Gal vine în favoarea cetățenilor din orașul Urlați. Spuneam că acest proiect se adresează mediului rural, dar din grupurile de acțiune locală pot face parte și orașele cu o populație până în 20.000 de locuitori. În cazul nostru, orașul Urlați, având o populație de aproximativ 11.000 de locuitori, a putut intra în acest parteneriat și cetățenii au putut beneficia și da, singurul oraș. Și cetățenii au putut beneficia de măsurile SDL-ului nostru. O altă măsură de succes a fost modernizarea exploatațiilor agricole. Aici administratorii de ferme agricole au depus proiecte în vederea achiziționării de utilaje. Este o măsură cu 50% ajutor public nerambursabil și contribuția privată alți 50%. Dacă beneficiarul de proiect este un tânăr până în 40 de ani, atunci ajutorul public nerambursabil crește cu 10%. Deci au primit 60%. Există și facilități. Da, da. Pe nou PNDR o să vedem facilități mai frumoase, o bonusare mai mare de 20%. Aici am vorbit de sectorul agricol. Pe sectorul non-agricol am avut sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi. Am realizat 8 proiecte. Ajutorul public nerambursabil pe această măsură a fost de 70%. Și aici ajutorul crește dacă proiectul prevede linie de producție, de exemplu. În cazul nostru, marea majoritate a beneficiarilor au solicitat utilaje pentru prestări servicii. Buldoi scavatoarele au fost, da, un succes. Chiar și utilaje agricole pentru lucrări în agricultură, prestări servicii. Am avut în Comuna Valea Călugărească și un atelier de hârtie și cartoane. Da. Iar pentru partenerii publici, măsura 322, aici fiecare comună parteneră în grupul de acțiune locală a beneficiat de un proiect. Deci sumele nu sunt foarte mari, ținând cont valoarea totală a proiectului, v-am spus, 2.800.000 de euro. Să împarți pe toate măsurile, sumele nu sunt așa mari. Deci primăriile au beneficiat undeva de 92.000 de euro pe proiect. Dar este o sumă care poate să asigure... Da, da, și se vede ceva... Activarea unui proiect. Da, da. Pe măsura aceasta publică, ajutorul public nerambursabil a fost de 100%. Sunt proiecte pentru comunitate, sunt proiecte negeneratoare de venituri. Exemplu, au fost primării care au investit în infrastructură de drumuri. Am avut înființare parc de agrement. Am avut renovare cămin cultural. Renovare sediu primărie, am avut achiziționarea de utilaje pentru serviciu public, utilaj pentru servicii de vidanjare sau utilaje pentru dezăpezire.
Că tot vine iarna. Da, și da, ne apropiem. Da. Noi ne-am atins ceea ce ne-am propus și sperăm ca pe noul tronson să avem aceleași rezultate. Sunt sigură pentru că deja aveți experiența ceea ce s-a făcut până acum și știți ce urmează să faceți mai departe. Și avem o echipă de experți, pot să spun cu experiență acum. Da. Deja nu mai sunteți începători. Da, cunoaștem, da. Să spuneți că aveți o experiență și o experiență a unor fapte care au dus la împlinirea unor obiective deosebite. Aș vrea să le reamintesc telespectatorilor noștri că avem și un număr de telefon la care pot intra în direct cu noi, 0734-313-333. Îi rugăm să ne sune dacă au întrebări pentru domnul primar, pentru domnul viceprimar sau pentru doamna directoare, cu mare drag ne stăm la dispoziție să le oferim răspunsurile. Aș vrea acum să ne referim și la ceea ce urmează să faceți mai departe. Cam ce obiective ați avea mai departe în noul GAL? În noul GAL, dacă pentru sezonul trecut toate galurile am primit aceea sumă, 2.850.000 de euro, acum banii vin în funcție de suprafața galului și populație. S-a acordat o sumă de 19,38 euro pe cap de locuitor și undeva la 985 de euro pe kilometru pătrat. S-a mărit și numărul. Ne-am extins pe noul GAL. Am luat în parteneriatul nostru două localități, Comuna Plopu și Tătaru. Comuna Tătaru. Motiv pentru care a trebuit să ne constituim din nou o altă asociație, deci un alt GAL. Rezerva denumirii am făcut-o încă de la finele anului trecut, deci acum suntem GAL Meleagurile Cricovului, da. Am păstrat ceva din GAL-ul vechi. În urma evaluării strategiei de dezvoltare locală am primit și o bonusare pentru calitatea strategiei, o bonusare undeva la 679.500.000 euro și ușor-ușor ne-am apropiat cam de ce am avut pe tronsonul trecut, undeva la până în 2.800.000 euro. Acești bani i-am împărțit în SDL atât pe măsuri publice, măsuri agricole, măsuri non-agricole, să mulțumim pe toată lumea. Avem o măsură privind exploatațiile agricole și procesarea. Pe această măsură, ajutorul public nerambursabil este de 50%. Dacă beneficiarul de proiect este un tânăr până în 40 de ani, atunci bonusarea crește cu 20%. Practic există și facilități. Da, există și facilități. Pe sectorul non-agricol avem o măsură pentru dezvoltarea micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici. Este o măsură foarte frumoasă, unde ajutorul public nerambursabil crește până la 90%, contribuția privată fiind de doar 10%. Și aici ne referim la non-agricol, la tot ce înseamnă servicii, meșteșug, producție, agroturism, pe această măsură. Și ceva nou și foarte interesant și zic eu ușor accesibil pentru marea majoritate a tinerilor, să-i ținem la mediul rural, să-i ținem la sat. Și să-i ținem acasă. Avem o măsură, sprijin forfetar în sectorul non-agricol. Ce înseamnă asta? Chiar vreau să vă întreb. Ce înseamnă asta? Beneficiarul de proiect primește 50.000 de euro să-și deschidă o afacere în mediul rural, în cazul nostru, în teritoriu GAL. 100% nerambursabil. Da? Minunat. El pornește la drum fără să aibă nimic. Deci își înființează societatea sau dacă are o firmă, dar care nu a avut activitate
dar nu mai mult de 3 ani fără activitate, deci este considerată startup și beneficiază de finanțare. Banii vin în două tranșe. 70% sub formă de primă la semnarea contractului, da? Deci după ce proiectul a fost declarat eligibil și s-a semnat contractul de finanțare, urmând ca diferența de 30% să o primească după ce a realizat ce a scris în planul de afaceri, dar nu mai mult de 5 ani de când a semnat contractul de finanțare. Practic există și o perioadă specificată. Da, da, da. Și mai este aici o condiție importantă. El trebuie să realizeze în acești 5 ani minim 30% din avans. Deci, dau exemplu, îmi înființez o coafiură sau un salon de înfrumusețare, da? Primesc din cei 50.000 de euro 70%, adică 35.000 de euro. Iar pentru dotarea unui astfel de salon. Și pentru plata salariatului și pentru utilități, deși ne face planul de afaceri, trebuie să scrie treaba aceasta. El trebuie ca în perioada aceasta de 5 ani de zile, ca să primească tranșa 2, el trebuie să dovedească că are încasări de aproximativ, cred că 10.000 de euro, 10.500 de euro. Deci aici trebuie gândit ce vreau să fac. Dacă mă apuc să fac cizmărie cu 5 lei flecul, nu știu ce încasări o să fac eu în 5 practic ani. Practic suntem limitați în perioada de timp. Adică suntem realiști. Dar dacă mă gândesc la o afacere rentabilă. La coafiură, sigur. Sigur, coafiura, da, sigur. Am dat exemplu. Sau mici ateliere de producție. Da, sigur. Da, sau un service auto, sau o spălătorie auto, sau... Sunt domenii unde se pot câștiga ăștia 5 ani de zile 10.000 de euro lejer, fără probleme. Deci, și cu un angajat sau doi. Și în felul acesta rezolvăm și o problemă. Problema locurilor de muncă. Da, deci fiecare măsură, mai ales pe non-agricol, să câștigi la punctaj, deci unul din criteriile de selecție constă în crearea locurilor de muncă. Deci clar, mi-am deschis o afacere, am spus o coafiură, clar trebuie să am pe cineva angajat, specialist în domeniu. Categoric. Și mai devreme când vorbeam de măsurile agricole, de procesare sau modernizare exploatației agricole, da? Păi la achiziționarea utilajului, cine lucrează pe utilaj? Trebuie să angajăm normal pe cineva care să sau se dacă ocupe. Fac o linie de procesare a laptelui sau cine lucrează pe linie. Deci sunt măsuri care creează și locuri de muncă. Ajungem și la măsura destinată partenerilor publici, domnii primari. Am prevăzut pe noua strategie 13 proiecte. Deci fiecare primărie va beneficia de un proiect, dar pentru faptul că sunt bani puțini, valoarea unui proiect va fi undeva la 85.000 de euro. Din nou, 100% nerambursabil, deci sunt proiecte negeneratoare de venituri. Da. Și aici ne referim la infrastructură la scară mică. Ce pot să fac cu 85.000 de euro? Pot să fac o piață, pot să fac un parc, pot să fac... Să repare o școală, să renovez o grădiniță, să renovez un cămin cultural, sau pot să-mi achiziționez un utilaj pentru sectorul public dacă l-am sau dacă nu l-am, îl înființez și pot să-mi iau o mașină de pompieri, pot să-mi iau o vidanjă, un buldoescavator cu toate dotările, cum am spus și anterior, pentru dezăpezire. Pot să investesc în iluminatul stradal pe LED-uri, care este mult mai economic și este inovativ, sau pot să investesc în echipament de supraveghere. Practic, toate aceste inițiative au ca obiectiv îmbunătățirea calității de viață a locuitorilor. Da. Iar o măsură, să-i spunem noi, inovativă și puțin atipică în teritoriul Gal, pentru că în momentul de față nu avem infrastructură în mediul social. Vrem să înființăm un centru social. Am stat de vorbă cu domnul primar și la Urlați am vrea să înființăm un centru pentru copiii defavorizați, un centru de zi. În această pătură defavorizată vrem
să avem și copii de etnie romă. Da. Să intervenim și să evităm abandonul școlar, să ajutăm acești copii. Domnul primar spunea că s-a orientat la o clădire în oraș în care să investească atât în renovare cât și în dotare, unde acești copii, pe lângă faptul că vor socializa, vor lucra la calculator, vor fi integrați și reintegrați într-un mediu normal și da, vor primi, gen de after school vor pentru primi copii o masă caldă, da. Și chiar ne gândeam să-i bonusăm într-un fel pe cei mai buni cu rechizite, cu ghiozdănel, cu uniformă când începe școala, cu o tabletă, cu... Deci să-i motivați să aibă rezultate și mai bune la școală. Pe egal, nu putem face decât investiția și în renovare, dotare. Pentru mentenanță, pentru funcționare, va trebui să ne descurcăm ori din surse proprii, ori... Ne-am gândit să depunem un proiect pe o altă linie de finanțare, Plan Operațional POC. Ei au bani pentru treaba aceasta, pentru mentenanța proiectelor sociale. Dar trebuie să ai infrastructura. Și o ultimă măsură în cadrul strategiei noastre, promovarea formelor asociative. Aici iar avem un proiectel inovativ, pot să-i spun și acestuia, până acum nici SDL-ul trecut nu l-am avut și nu l-am gândit, pentru păstrarea tradițiilor, a culturii, a obiceiurilor moștenite. Un aspect pe care... Pentru... Ne-am gândit la un proiect unde beneficiarul să fie un ONG, da, și să investim în costume populare, instrumente muzicale și să realizăm și pe latura aceasta ceva frumos. Practic aici ne putem referi și la aspectul cultural-artistic al comunității, da, și dezvoltarea printr-un astfel de proiect. Avem și la Jilavele, am cunoscut o asociație care se ocupa de treaba aceasta. Aveau la un moment dat câțiva instrumentiști, în special la vioară. Au plecat toți în străinătate. Din păcate, a rămas unul singur în vârstă. Pe vioara lui învață alți copii, deci nu beneficiază de un alt instrument să poată preda copiilor interesați în zonă. Avem de asemenea localități unde există un ansamblu folcloric, la târgurile astea, sărbătorile astea de toamnă, începând de la copii până la adulți, sunt prezenți pe scenele. Obiectivul fiind păstrarea tradițiilor. Da, da, da. Pentru că, din păcate, din ce în ce mai puțin se pășează. Da, da, da. Ar trebui să existe cât mai multe astfel de inițiative pentru a putea să ajungem să păstrăm ceea ce e al nostru, da, și să-l, da, dăm mai departe generațiilor care vor veni. Ne întoarcem după o scurtă pauză publicitară să aflăm alte informații referitoare la orașul Urlați. Revenim imediat.